bidon pentru spumă activă. Prinde-l aici bine, da? Așa, important e să aibă sita aceasta în cap. Iată cum arată. Fără sita asta nu produce spumă. Iată, fără sită cum pulverizează. Particule fine, iată cu sită, spumă. Filmează aici. O spumă cremoasă, exact ca la spălătorie auto. Cam asta e tot. Poți să închizi.